având în vedere referatul numărul 12.446 din 28.11.2018, întocmit de Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, se rectifică bugetul de venituri și cheltuieri cu suma de 2.226.000 lei pentru plata către Adis Bacău a serviciului de salubrizare pentru perioada iunie-octombrie 2018. Voiam să mă clarific cu privire la amendamentul numărul 2. Clarificați-l, domnul Șova. Da, nu, dar este o întrebare adresată mai ales executivului. Să înțeleg că până acum noi n-am plătit depozitarea deșeurilor în această jumătate de an. Și aveam un răspuns oficial din partea administrației Necula, pentru că am observat că există oficial din partea primăriei care afirmă faptul că municipalitatea a plătit absolut tot. Și observăm că astăzi, de fapt, n-am avut bani pentru aceste plăți și se face rectificarea abia la finalul anului. Și din cauza acestor neplăți, am ajuns astăzi să vorbim despre un blocaj în domeniul deșeurilor din județul Bacău. Deci, întrebarea este simplă. Dacă ați făcut plăți pentru depozitarea deșeurilor în ultima jumătate de an. Mulțumesc frumos! Stimate domn, eu vă răspund, m-am scris dumneavoastră. Deci, dumneavoastră aveți obligația, conform legii 215/2001 a administrației publice locale, să răspundeți la interpelările consilierilor legate de problematica ce se află pe ordinea de zi. Deci să înțeleg că n-ați plătit. De asta nici nu răspundeți, că de obicei răspundeți la întrebări, dar de rușine băgați capul la cutie. Dumneavoastră nu vă mai răspundă nimic decât în scris. Dialogul dumneavoastră a început. Am înțeles, deci n-ați plătit depozitarea deșeurilor și de asta ne-ați adus aproape într-un blocaj. Ok. Văd de la domnul, făcând o concluzie la domnul Seto, care ne vorbește interminabil, că n-a mâncat nici usturoi, nici gura nu-i miroase, a trimis un proiect, noi am fost un pic cam proști sau ceva de genul ăsta, nu în termenii aceștia, nu a zis în termenii aceștia. Domnul primar, am o rugăminte la dumneavoastră. Nu v-am întrerupt nicio secundă, deși ați vorbit jumate de oră și n-am înțeles aproape nimic. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze, mii de scuze. Dar mă puneți în niște situații extrem de penibile. Nu puteți să veniți în fața Consiliului Local să spuneți că deși eu pe baza unei încrederi am venit în fața dumneavoastră, în fața Consiliului Local, pe baza unor recomandări din partea unei instituții care se ocupă cu deșeuri. Nu puteți să veniți să spuneți că de fapt aparatul tehnic nu și-a făcut suficient treaba, noi nu ne-am respectat obligațiile și până la urmă e voință dintre părți. Noi n-avem nicio treabă. Noi suntem pe undeva pe acolo, marea noastră sarcină cu, de fapt, cu licitația. Nu mi se pare corect. Pentru că eu am venit în fața Consiliului Local pe baza unor propuneri făcute de către dumneavoastră ca instituție. Asumate. Ascultați-mă o secundă, domnul director, și vă rog să manifestați bun simț. Nu v-am întrerupt o secundă. Am înțeles, nu s-a respectat legea, n-am respectat domnul Ghinghe și invocă tot felul de chestiuni pe baza discursului dumneavoastră că nu a respectat legea. Dumneavoastră, domnul primar. În fine. Municipalitatea. În trecut și mi-asum ceea ce afirm. Domnul director. Dar îmi notez aici, mi-am notat o serie de chestiuni și la dumneavoastră. Părțile sunt municipiu și Soma. Noi nu avem nicio treabă, noi am prezentat și am plecat mai departe. Bine, rolul dumneavoastră este să ne spuneți și ceea ce e corect și ceea ce nu e corect în materie de deșeuri. Nu să ne aruncați așa o chiftea și noi după aia să zicem, după aia trebuia să discutați. Și eu să vin în fața Consiliului Local să fiu terfelit în toate felurile, de ce? Să vină viceprimarul municipiului Bacău, care face parte din executivul primăriei. Dată să descopere că adresele dumneavoastră nu au fost tratate cu atenție suficientă, că v-a explicat dumneavoastră, ați explicat dumneavoastră la colțul blocului, nu știu ce. Pe pictoraman sau cine știe pe unde. Nu ne jucăm aici de administrație și de candidatura. Aici avem de făcut asumări. Nu cred că adresele dumneavoastră au fost tratate în bătaie de joc. Nu cred că nu am afirmat asta. Poftim? Nu am afirmat sub nicio formă asta eu.
Continuați să întrerupeți, domnul Seto, așa este modalitatea de expresie pe care o aveți.